Numele meu este Andreea Novac, sunt coregraf și dansator, independent. Dacă e să vorbesc despre dans, atunci cred că ar trebui să vorbesc despre dragostea pentru mișcare, în primul rând. Mă atrage dansul nu din perspectivă formală, cred că mă atrage mai degrabă zona de performance și felul în care poți folosi corpul, dar nu supunându-l unei forme, ci folosindu-l ca mijloc de expresie. Spectacolele pe care le-am creat până acum au plecat în general de la oameni sau de la fenomene pe care am vrut să le experimentez. Sunt două spectacole importante pe parcursul carierei mele. Dance a Playful Body, un spectacol performance făcut pentru un actor, pentru Ișvan Teglaș. Și spectacolul ăsta chiar a plecat din dorința noastră de a lucra împreună și atât. Și cel de-al doilea e Pretend We Make You Happy, un spectacol cu trei actori. Și care a plecat dintr-un fenomen pe care eu am vrut să-l studiez, asistând la un spectacol în care exista o mișcare repetitivă pe o perioadă foarte lungă de timp. Ieșind din sală, m-am trezit cumva repetând aceeași mișcare. Pretendul e un spectacol al publicului. Dance a Playful Body e mai degrabă un spectacol al nostru, care, sau e un moment, dacă vrei, un moment împărtășit între noi, cei care am creat spectacolul, și public. Arhiva Dansului Contemporan e un proiect în care am participat la invitația lui Manuel Pelmuș. Proiectul a avut câteva direcții distincte. Eu m-am ocupat de tot ceea ce a însemnat publicație și material scris și a mai existat încă o parte care a venit ulterior și care a constat în reconstrucția unui spectacol de dans contemporan, Ciocanul fără stăpân. Un spectacol care, la vremea respectivă, prin anii, dacă mi amintesc eu bine, 60-65, parcă, a revoluționat Parisul. Și a produs un mare scandal la Paris. Coregraful Stere Popescu, ulterior, sinucigându-se asta. Oricum, reacția lui atunci când jumătate din sală huiduia și jumătate din sală aplauda a fost, vă imaginați, am reușit să scandalizăm Parisul. În sensul că, pentru mine, sau din momentul în care eu am intrat în dans contemporan, viața mea s-a schimbat în modul cel mai frumos. Un lucru care mă întristează, dar care mă motivează în același timp, e situația actuală a dansului contemporan, care a rămas fără un spațiu. Și pentru că noi suntem cumva dependenți de spațiu și pentru că nu ne putem desfășura activitatea în orice fel de spațiu, frecvența scăzută a spectacolelor de dans contemporan pe scena românească. Mă motivează pentru că am energia și am timpul și am, sper, și resursele să schimb lucrul ăsta. Și să nu aștept să schimbe alții, ci să fac eu ceva în sensul ăsta.
Centrul Național al Dansului București. A apărut acum vreo 5 ani la inițiativa unor artiști independenți care au înțeles nevoia unui astfel de spațiu destinat artei contemporane, pentru că Centrul Național al Dansului nu s-a dedicat exclusiv dansului contemporan, ci a fost un spațiu cumva interdisciplinar. Marele merit al centrului a fost acela că a sprijinit și a încurajat creația tânără, că a dat credit artiștilor tineri, asta uneori în detrimentul numărului de spectatori, că a încurajat experimentul și a înțeles că uneori trebuie să-ți asumi riscuri ca să mergi mai departe. Cum centrul e într-o situație ingrată, spațiul din Teatrul Național nu mai există și tot ce a reușit cumva Ministerul Culturii să facă pentru Centrul Dansului e o sală, un studio de repetiții în sala Palatului, în cadrul sălii Palatului. Mai departe, probabil trebuie să găsim spații, și am găsit până acum, am găsit spații independente în care să prezentăm spectacole sau să ne facem proiectele.